famo sempre per una donna aspetto scuola e tutta la comunità. Ho voluto mi un caso del zona dopo per noi in una casa sera, la maschera di evenimento, Pedro Salvatore per una maglia o una linea. Sono Sebastian Ricu, direttore scuoli professionali speciali di Stizza. Siamo onore di presentare il programma di educazione nazionale Romaniei, Nano Centenario, organizzato dai scuoli professionali speciali di Stizza, in collaborazione con gli allievi della scuola Felice di Stizza. Se ne trăim momentele de acum 100 de ani, la Alba Iulia, și să intonăm versurile imnului Deșteaptă-te Române. Se cuvine să-l încerc prin a mulțumi din inimă
con le piccole scuole di chiare, professionale di chiare, Vittica, i primarie, il domenico di marzo, consigliere della primaria, per qualsiasi manifestare, per qualsiasi festività che si è organizzata, organizzata la Vittica, dedicata al centenario Mari Unite. Unire care n-ar fi fost posibilă dacă în toate provinciile române n-am fi fost întotdeauna noi românii, pe care val de popoare migratoare și alte vicisitudine istoriei nu ne-au putut uni din loc. Etnogenez dacă poporului român popoară în adâncurile istoriei, nu numai începând cu dacii, cu romanii și cu migrația slavă, ci încă de la începuturi, când oamenii s-au așezat în aceste locuri. Și nimic nu poate demonstra acest lucru mai bine decât disfavoroasa istorie a Comunei Costești, favoroasa istorie a Bisticei. În general, dumneavoastră, cunoașteți Bistica prin aspectul naturii deosebite în care este așezată această localitate. Când veniți din dealul Costeștilor, prima dată vă s-a numit cuibul de fulgur care este mănăstrea Arnăta, cei doi uriași stare de piatră, Munte Arnăta și Buila, care străduiesc localitatea, cele două defilee care se întorc, că taie cei doi munți de care am făcut vorbirea anterior și după aceea, dacă veniți în coate, înspre munte, vedeți mănăstirile, vedeți stocul, vedeți pâlcile care au loc în această localitate. Mai puțin cunoașteți însă despre istoria localității. Istoria localității coboară încă din Mezozoic, dragii mei, adică între 42.000 și 10.000 de ani înaintea noastre, atunci când culegătorii vânători, deci oamenii acelor timpuri, s-ascundeau, să găseau protecție peșterile de la Vistița, de care creau atunci ursul peșterilor care se hrănea cu restul de mâncare de la acest culegător vânători. Ulterior, în Comuna Costești se dovedită faptul, se dovedită celelalte etape ale istoriografiei românești, adică avem dovezi incontestabile că încă din neolitic, în zona noastră era locuită, fiindcă s-au găsit pe teritoriul comunei datorită și au fost strânse aceste dovezi de profesorul Aurelian Scuitan, topoare, ciocane cu gaură de mănușare din granit șlefuit, de o aparență deosebită, de o îndemânare extraordinară. Mai târziu apar dovezi incontestabile din epoca bronzului, epoca premergătoare bronzului. Avem dovezi incontestabile despre cultura coțofei, despre cultura plina, despre cultura verbicioară, adică prelucrarea olăritului în mod special în această zonă. Mai departe, după această perioadă, epoca bronzului însă și este documentată prin trei tumuri pe care Alexandru Turcu i-a descoperit în necropola de la Seregile. Continuând pe firul istoriei, găsim dovezi deosebite în epoca fierului, în perioada de sfârșit, numită și Alsatiană. Chiar aici, unde sunteți dumneavoastră acum, a fost o vatră de incinerare antică, dintre anii 450-450 înaintele noastre, când pe vetre cultice circulare se arteau secundar oasele, dacă nu se vor mânta, se arteau după moarte oamenii și se incinerau ritual secundar, adică oasele arte erau tocate, băgate niște vase de luci, arte încă o dată în niște vetre cultice. Iar această documentare este bine să o regăsiți la Muzeul de la Gomora Băi. S-au găsit pe muntele Arnăta în această perioadă vârful de săgeți, vârful de lame, de paloșe. Găsim în Feregile. Altă vatră de înfumare secundară este poate cea mai reprezentativă din sud-estul Europei, necropola din Feregile, care demonstrează că strămoșii noștri erau luptători vestiți, fiindcă în mormintele respective cercetate în anii 1956-1960 au fost găsite atașamente de cai, zăpare și alte obiecte, hamuri, de la hamurile respective, care denotă că acești înaintași noștri costeșteni erau luptători vestiți călăți. S-au găsit arme, acele paloșe scurte numite achinates, pumnale și alte, nu mai vorbesc de celelalte podoabe, mărgele și care erau împărtântați secundar înaintași noștri din Costești. Perioada dacică este reprezentată tot aici în Bistrița. S-a găsit la poarta școlii când s-a făcut primul studiu de curent electric în 1950.
64, s-a găsit un tezaur din epoca bucureștiană, cu monede după vremea lui Alexandru cel Mare. La Horezul, peste Dian, în epoca romană, perioada romană imperială, s-a găsit alt tezaur. Deci arată continuitatea locuirii acestei zone din cele mai vechi timpuri. Niciodată nu a fost o pauză în Costești. În perioada bizantină s-au văzut sigure bizantine și romane și bizantine, pentru ca apoi să urmeze imigrația slavă peste aceste ținuturi, când populația autohtonă s-a combinat și asimilat pe slavă. Dacă vreți să știți, râul Bistrița, localitatea Bistrița este de proveniență slavă, care înseamnă cea repede, curgătoare. Deci este și e există peste prima localitate, sau primul toponim atestat în comuna Costești. Avem 526 de ani de când apare în toponimul Bistrița, râul Bistrița și mănăstirea Bistrița, nu? În cartea Barbului Barbu, care o vezi. Deci e vorba de 1492, când Barbu Craiovescu a început să construiască mănăstirea Bistrița, în apropierea căreia ne aflăm actualmente. Mănăstire care a venit cu o carte de cultură secole de-a lungul. Istoria nației noastre, dar și istoria Costeștiului, este strâns legată de această mănăstire. Să nu uităm că în anul 1508, în 1950, 1510 și 1512, dar s-au tipărit la Bistrița primele cărți în limba slavonă, desigur, pe teritoriul țării românești. Prima carte a fost tipărită la Brașov, dar nu era în acea parte atunci din țara românească. Dragii mei, istoria a propășit aceste veleaguri. Să nu uităm că Barbu Craiovescu, fondatorul acestei mănăstiri, a fost îngropat în 1520, aici la mănăstirea Bistrița. Mai departe, avem vorbinte în continuare de domnitori și de lați relați la mănăstirea Bistrița. Mănăstirea Bistrița n-a rămas singulară după această perioadă, fiindcă 200 de ani mai târziu, Matei Pasarac, știți bine, în 1526, a sfințit, a pictorit mănăstirea Arnota, care mănăstirea Arnota nu este întâmplător cu care dumneavoastră vedeți. A existat acolo o biserică de lemn pictorită de tatăl său, Dan Cucotă, murit care a decedat la Alba Iulia, a fost adus vorba de urmașii săi ce vor mânta la mănăstire, iar înainte acestui schit a fost o altă biserică, mult mai veche, spune Anton Maria Tărchiano, care a fost secretarul numărului Constantin Pricoveanu, s-a răsit aflat o biserică după vremea lui Negru Vodă, adică Tatăl Pasarabilor. Dragii mei, pe această mănăstire s-au acreditat mai toți conducătorii țării românești, începând cu Mihai Viteazu, la 1600, și bine că Simeon Mobilă a năvărit în țara românească, a reușit să ocupe țara românească, l-a înfrânt în lupta de la Ceptura și Cercoviște și înfrânt a venit la mănăstirea Bistrița, unde a putut să se salveze. Sper că nu vă pichetez, că voi tei, câteva minute tei. Da. Și a cumpărat satul Costești, cu 4 de aspre, 4 de mii de aspre, dăluindu-l mănăstirii Bistrița. Istoria. Haideți să revenim în timpuri mai recente. Să nu uităm că în primul an de domnie, Alexandru Ioan Cuza a vizitat și a dormit la mănăstirea Bistrița. În primul an de domnie, Carol I a venit în 1867 și a dormit la Bistrița, a vizitat Cheii, a vizitat Petrenii. Să nu uităm că aici a fost carcerat, a fost trimis în recluziune însuși Carol al II-lea. Știți bine că l-a avut o relație cu Titi Lampinoi, etc. Și a fost adus de recunoștință când a ajuns regea României în 1930, comunei Costești a pus numele de Comuna Regele Carol al II-lea. Timp de 10 ani, de la venirea din Antonescu, așa s-a numit Comuna Costești. Însă Antonescu a fost închis aici 2 luni la Bistrița, fiindcă nu era poplatul lui Carol al II-lea. Istoria la contemporană, istoria ne urmărește, dragii mei. Să nu uităm că în 1999, pe 21 ianuarie, în Costești, a avut loc bătălia de la Costești, cu minerii. Știți bine ce s-a întâmplat atunci. Să nu uităm că cu 20 de ani înainte, cu 30 de ani înainte, în 1949,
Unitatea mai întâi, mintei și sentimentul Nicolae Ion. Doar împreună putem face lucruri minunate, cuvântul îndrumările, Doamne, fost învățător, mă întrece călăcii, profesor Miotoie, profesor Pâstea Ioan, profesor Treacună Ileana, pedagog Grigorescu Ileana, elevii celor două școli și-au dat mâna și-au colaborat cu realizarea unui program artistic. Vă prezentăm un foarte cântece și poeții, urmate de două scenete și de câteva dansuri populare. Abba.
Oh.
La deținutul atât de deosebite, la alții nu sunt găsit, la mulți ani îl pute, mândră ca o primăvară, să fii tânără, frumoasă, bună și frumoasă, să ai mare, să fii tânără, frumoasă, să ai pace, bucurie și soare pe întreaga plină.
continuare ca aceste medale. Mamă care avea mai multe fiice. Le pusase lume frumoase după chipul naturii, frucii frumuseților ei, al pădurilor, al munților și al apelor. Transilvania, Moldova, Bucovina, Țara Românească, Dobrogea și Basarabia. Dar iată că la răstimpuri se apătea pastrăi prin aceste ținuturi și îi dădea cât o fică. Mama se întrista nespus după fiecare, deoarece ținea la ele ca la propuștea în masa. Sângera și se durerea, dar de preț nu a prins niciodată, ci nici nu s-a plecat. Era farnică precum în steja, s-a ramunții ca pastră străjuiau în preajmă, ori ca dumneavoastră în cinceară, ca o sară. Avea strămoși destoiți și neînfricați, pe daci nemuritori și pe romani putezători. De aceea nici nu se plămea și îmi dădea înapoi. Lupta vitejește pentru a-și regăsi fiicele și a le aduce acasă în sânul familiei.
Soldații fiecare comune erau sătii să aibă la purtător un steag tricolor și o tăbliță cu numele localității din care veneau. Programul se ia printr-o invitație. Locul ceva istoric a neamului vă așteaptă cu brațele deschise. Veniți deci și le atingeți cu pasul vostru ca să simți fiorul ce l-a mișcat odată pe marele voievod cu numele de Arhanghel pe martirii Horea, Ploșca și Crișan pe craiul munților Avram Neamului. Dar cine trebuia să participe la adunare? Potrivit convocării oficiale, aceștia erau episcopii români din Ungaria și Transilvania. Și unde s-au întâlnit? Marea adunare a avut loc, potrivit istoricilor, ca casina militară ce aparținea garnizoanei regimentului cilor din infanterii al armatei austriece și fusese ridicat între 1898 și 1901 pe locul unei foste ospătării. Dar oare țara aceea nu era mică? Nu! Din moment ce au participat 1228 de delegații pentru a vota rezoluția care precetuia unirea Transilvaniei cu regatul român, dar intrarea s-a făcut pe baza unui credențional. Ce este un credențional? Acesta era un mandat atestat sau certificat, cum vrei să-i spune, ce conținea numele aleșilor și semnăturile persoanelor de încredere care au condus adunările de alegeri. Și ce scria într-un credențional? În credenționalul lui Camil Felican, primul primar român ales al orașului Alba Iulia scria: se întrepățește a reprezenta ca delegat ales cerul electoral din Alba Iulia la adunarea națională a națiunii române din Ungaria și Transilvania. Ce meserie aveau cei care au participat? Am înțeles de la bunica mea că a fost peste 3000 delegați. Deci au participat și țărani. Acest lucru mi-a aduce aminte de Moșul Roată și unirea din 1859. Dar cine a deschis Marea Adunare? Numele lui este Ștefan Ciciocu, președinte al Consiliului Național Român din Transilvania. Dar cine a citit rezoluția unirii? Aceasta a fost citită de marele istoric și om politic Vasile Gordiș, care a avut și un discurs pe măsură. Câte puncte a avut rezoluția? Nu, știu eu sigur. Primul articol decreta adunarea și țara ungurească. Da, următoarele articole decretau autonomia provizorie atât țării terenilor până la întâlnirea constituante de plină libertate națională pentru popoarele conlocuitoare, de plină libertate confesională, înfăptuirea unui regim curat, democratic pe toate terenurile vieții publice, reforma agrară radicală, legislație de opătrire a legitorii industriale. Eu am auzit și de participarea poetului Lucian Blaga. Câți oameni au fost acolo până la urmă? Aproximativ 100 de mii de oameni. Capitanul Florian Mergea a întocmit și planul de apărare militară al orașului Alba Iulia. Se estimează că au fost pregătite atunci 17.000 de soldați, armați cu puști, mitraliere și câteva piese de artilerie. Dar poze cine le-a făcut oare? Povestea nu o știu eu. Trebuia să existe un fotograf oficial al adunării, însă acesta nu a fost de găsit. Fotografiile le avea de la soldatul Samuel Mânțar. Acestea au fost singurele fotografii din acel 5 decembrie de poveste. Bunicule, îți mulțumim! Acum avem mai multe informații despre Marea Adunare. Dar cine conducea România? Știi eu, regerea Ferdinand, cel care se va încorona la Alba Iulia în 1922 și este cunoscut sub numele de Întregitor. Într-adevăr, așa este. Spune colegul tău, suntem mai bogați, suntește cu